Bună! Ia uitați ce am aici! Bitulețe, bitulețe! Nu am reușit până acum, din toamnă am descoperit aceste bituri și nu am reușit până acum să vorbesc într-un videoclip foarte, foarte clar despre ele. Nici acum nu o să reușesc pentru că nu am și model ca să exemplific. Însă postez acest video doar cu atât și când voi avea și model, voi exemplifica și voi explica totul, fiecare produs detaliat sau și exemplu la ce se folosește. Mă bucur foarte, foarte mult că am aceste bituri, acestea sunt toate noi, după cum puteți observa, sunt în ambalaj, acum le-am primit, însă mai am o altă cutiuță cu multe, multe folosite deja. Ok, dar am vrut altele noi pentru cursantele mele care încep cursul de luni, de mâine. Astăzi vin duminică, momentul în care eu filmez. Și anume, avem cel mai simplu să vă explic, avem patru bituri de același fel, de dat gelul jos. Sunt M303, parcă, nu știu sigur. Dar mai bine nu vă, nu vă mai spun și codul ca să nu vă duc în eroare, da. Pentru că nu le-am pregătit, deci nu vă zic niciun cod, da? Nu luați în considerare nimic, ok? Sunt niște bituri de gel. În descriere o să scriu și codurile lor. Deci acestea sunt patru bituri de gel. Uh, mai am și unul vechi, tocmai achiziționat de vreo săptămână, cred, nu știu exact. Însă aceste patru le-am las special pentru cursantele mele, Da? Mai am unul altă formă, ușor mai îngust, este tot de gel, însă l-am luat pentru mine ca să testez eu ceva, dacă e mai dur sau mai fin. Îl pun separat, mă rog, sau îl las tot aici, nu contează, e tot pentru mine. Am aici uh, tot uh, 4 sau 5, nu știu exact câte ar trebui să am, cred că 5. 4 pentru cursante și 1 pentru mine, da. Am 5 bituri. Sferă, sferice, da? Sunt aceste biluțe, nu știu cât de bine o să reușesc să vă arăt și duritatea lor, da? Sunt super, super, super. Aceste bituri se folosesc ca să uh, finisăm faldurile laterale, da? Zona bătăturilor, mai pe românește zis. Da? Am patru pentru cursante și unul pentru mine. Mai am aici patru bituri, patru pentru că unul deja îl am eu. Îl am chiar în freze, vi arăt chiar acum, da? Doar că acum observ că al meu este puțin mai uh, lunguieț, da? Uh, nu e nimica, tocmai pentru că mereu uh, nu stau atentă la coduri și pun comanda cum vine. Aceste patru bituri sunt... Uh, potrivite pentru ridicarea uh, cuticulei, da? Însă voi mai folosi tot pentru cursantele mele încă alte patru alte bituri, tot pentru ridicare. Uh, tipul acesta, galben, de exemplu, tot pentru el îl folosesc, însă acesta e, să zic așa, pentru mai avansați, da? Pentru că e mai ascuțit din cauza aceasta dar eu o să le-l dau cu încredere. Mai am un bituleț diferit. Acesta l-am cumpărat special pentru pilirea unghiilor mai mici, cum ar fi cele de la Pedi, ca să nu rănesc cu vârful pe o zonă micuță, l-am la pe acesta. Îmi place și acesta mult, este exact cum imaginam. Pe viitor o să încerc și unul mai mic. Așa. Da? Uitați aici ce scrie. Frank Dental. Aceste bituri sunt niște bituri care, care rezistă în timp. Sunt puțin mai scumpicele. După ce vă voi da codul, în secțiunea aceea cu lupă unde căutați, puteți să puneți codul și să vedeți că sunt din altă secțiune. Sunt niște bituri care nu se consumă foarte repede. Au duritate mai mare de viață. Ups! deci rezistă mai mult timp. Aceste 5 bituri care le am aici în partea dreaptă, care vi le arăt cu degetul, sunt pentru un alt pas al ridicării cuticulei. Aceste bituri le visam de foarte, foarte mult timp, însă nu știam ce coduri au. Și după cum știți, de pe alte rețele, am fost la cursul Denisei Bereschi, curs de bază de unghii tehnice și acolo am aflat exact ce bituri folosește și acestea le folosește și ea. În principiu, toate, toate acestea, toate ce le-am comandat le folosește și ea și sunt foarte, foarte fericită că am putut să aflu de la ea ce bituri folosește. Fetelor, să știți că în ziua de astăzi este foarte greu să primește o informație, așa că eu pentru... Chilipiruri de informații, complectări de informații. Am plătit o, o sumă destul de frumușică. nu vă zic exact cât, ca să nu fie discuții. Aceste 5 bituri, care le vedeți în această parte, sunt pentru scobire pe dedesubt. La fel, foarte, foarte greu se află informația, mai ales despre aceste bituri, pentru că eu până acum ups, am pilit cu. Vă arăt cu ce tip de bit am pilit eu pe dedesubt și v-am spus și vouă de el. Este foarte ok, în unele situații o să mai pilesc cu el, dar faceți diferența și voi de dimensiune, da? Cât de bine poate să intre adânc și fără să rănească biturile din cutiuță și ce face acesta care l-am eu în mână, da? Este mult mai mare. Duritatea, aș putea să spun că au mai mare aceste micuțe, dar este mult mai ușor de lucrat cu el pentru că este mai mic. La toate aceste bituri ce vi le-am prezentat eu aici, o să vă las codurile în secțiunea de scriere uh, și nu uitați dacă comandați minim 10 bituri uh, la 5,60 lei, îl primiți pe 11 la gratuit, asta dacă în secțiunea comentarii scrieți codul Ionela, da? Deci în secțiunea comentarii, nu uitați și eu zic că sigur o să vă trebuiască, nu doar pentru că, cum fac eu cursuri, ci și pentru voi, pentru că sunt o mulțime de tipuri de bituri care vă trebuiesc. Bituri la 5,60 lei sunt acestea care sunt micuțe, da? Și care nu sunt în secțiunea franc dental, pentru că acestea sunt mai scumpe, doar la acestea am codul de reducere, la biturile de 5,60 lei. Vă pup și vă mulțumesc pentru... Că m-ați urmărit, nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă vă place de mine, dacă vă place ceea ce vă arăt și ce vă explic cum vă explic. Și puteți chiar să distribuiți acest videoclip pentru că, cum vă spuneam, sunt uh, informații mici, dar foarte, foarte prețioase și uneori în ghilimele spus scumpe. Așa că să afle cât mai multe lume despre codurile biturilor de pe site-ul Distrident Plus. Este un site de tehnicieni dentari și de aceea să știți că biturile la adevărata lor valoare uh, evaluată nu poate să coste un bit de dimensiunea aceasta mai mult de 50 de lei. Așa că dacă voi știți și v-ați cumpărat până acum bituri la un preț mai mare de 50 de lei, bituri de gel, vă spun că ați plătit firma, marca. Uh, brandul, renumele sau așa mai departe. Deci, uh, să vă zic așa pe românește, deschideți ochii larg și puteți să cumpărați aceste bituri pentru că adevărata lor valoare este aceasta și nu merită mai mult de 50 de lei biturile de gel, 10, 15 lei, 20 de lei, chiar 30 de lei, să zic, acestea de la Frank Dental, biturile de uh, cuticule. Da? Țesuturi umane, acestea micuțe și țesuturi uh, dure, acestea de gel. Soțul meu a primit coletul și despre aceste bituri de scobire mi-a zis așa Dar tu ce faci cu, cu doamne, cum mi se spune, uh, ceva de polizor nu sau de flex, nu știu ce a zis." Adică și bărbații au chestii din astea întruse, întrusele de lucru ale lor. Nu mai știu cum îi spune. O să scriu așa pe filmuleț aici, când îmi amintesc și editez videoclipul. Deci chiar m-a întrebat ce fac eu cu astea și am zis, păi cum ce fac, la unghiuțe. <gângh> și a râs de mine, nu pot să cred ce tehnologie aveți și voi, că folosiți aceleași produse care le folosesc bărbații în, să zic așa, în dat căuri în pereț, în materiale de construcții, da? Burghiu, da, așa, burghiu, mi-a venit în minte acum, da? Deci mi-a zis despre acestea, tu ai burghii acolo în Ce faci cu burghiile? Păi ce fac? Lucrez la unghiuțe. Ei și uite așa. Bun, vă mulțumesc pentru tot. Vă pup din tot sufletul, vă îmbrățișez pe toate, 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 toate cele care vă uitați la mine, toți, că uneori sunt și băieți cei care se uită la mine. Și până data viitoare, nu uitați să vă puneți la canalul meu, să distribuiți videoclipul, foarte, foarte important asta, da? Să distribuiți videoclipul și chiar puteți să scrieți ceva de genul acesta, că Uitați ce bituri ieftine sau uitați ce bituri bune la un preț foarte ok sau ce vreți voi de genul ăsta, ok? Popici, 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 popici! Mua, mua, mua.